Acum 10 ani ați început firma de Dallas. Aș vrea să știu cât timp v-a luat să puneți o firmă pe picioare. Câți ani a trebuit să lucrați până să știți că firma este de succes, că merge de la sine? Dacă vorbim strict de Dedalus, care a fost prima firmă, aș putea să spun că investiția este foarte, foarte, foarte mare. Ca să pornești de la zero și să construiești un brand, să construiești un business solid care să poată să funcționeze de la sine, poate să ia de la câțiva ani până la 10, chiar peste 10 ani de zile. Evident, aici prindem și faptul că n-am avut suficientă experiență, că piața era destul de neformată, că am pornit chiar de la zero cu bani foarte puțini, cu mult entuziasm, dar puțin know-how, că nu am fost ajutați și nu în ultimul rând că n-am avut nici clienți sau relații sau alte chestii de genul acesta. Ce vă pot spune este că primele 6 luni am muncit pro bono. Adică toți banii pe care îi câștigam, îi investeam în firmă. Firma, practic, a fost o gaură neagră timp de 5-6 ani de zile. Cerea mai mulți bani decât producea. Și asta nu pentru că nu producea bani, ci pur și simplu pentru că în acest iureș al dezvoltării, al creșterii, finanțarea este critică. Sunt foarte, foarte multe investiții și de timp și de resurse și de bani care trebuie luate în calcul. Orice business care se dezvoltă este extrem, extrem de mare consumator de resurse. Și asta cred că știe orice antreprenor. Și după un timp, care a devenit raportul efort-bani? S-a îmbunătățit? Sper că da, dacă nu v-ați... Acum depinde la ce ne referim când vorbim de efort. Noi ca și firmă am reușit să reducem timpul de lucru, de exemplu, față de acum 3 ani de zile, de undeva de la vreo 60-65 de ore pe săptămână, în medie undeva în jur de 40-45 de ore. Ceea ce este o mare realizare, având în vedere că totuși reușim să fim profitabili și că am reușit să mutăm câștigul sau valoarea adăugată, banii pe care îi câștigăm, dinspre efort către valoare adăugată, către inteligență. Dar și asta durează foarte mult. A fost un pariu pe care l-am pus acum 3 ani de zile și a durat aproape 2 ani de zile ca să ajungem la normalitate, în ceea ce înseamnă efortul pe care îl depunem. Și când mă refer la efort, mă refer la efortul tuturor, la efortul angajaților. Ați vorbit de echipă la un moment dat. Ce șanse are un angajat al dumneavoastră să devină partener? Există șanse. Există șanse, șanse reale, aș putea să spun. Până acum nu a fost cazul. Am avut o firmă în care unul dintre angajați a fost partener. Deci există un precedent și există șanse reale pentru oamenii care aduc o adevărat valoare mare să poată să devină parteneri nu numai prin prisma a ceea ce livrează, ci și prin prisma a ceea ce primesc.